Despre semințe, dar și despre verdețurile de sezon vorbesc în această dimineață cu promotoarea modului sănătos de viață, Stella Babi Fetescu. Bună dimineața, Stella! Bună dimineața! Bine ai venit în sfârșit în studioul nostru. Te vedeam, te-am mai văzut la televizor. De fapt, noi ne cunoaștem, dar telespectatorii noștri, uite că nu te-au văzut aici într-o discuție directă cu noi, doar preparând rețete gustoase și sănătoase. Da, mulțumesc pentru invitație și sper să fiu utilă cu ceva sfaturi, informații din experiența proprie. Da, pentru că tu, de fapt, nu doar vorbești și nu ești nutriționistul sau specialistul care doar vorbește despre anumite rețete, dar și le prepară, le folosește, da? Adică tu ești cea care consumi semințe și tot ce ține de modul sănătos de viață. Dar azi ne împărtăși un pic din experiența ta. Da, cu drag. Da, este firesc să vorbești despre ceea ce faci. Dacă nu faci singură, nu încerci pe pielea proprie, n-ai nu putea să zici că te-a recomandat și să zici și nu poți nici să fie vorbele tale veridice. Azi vorbim despre, aș vrea mai mult să ne axăm pe produsele de sezon. Leuri, dauri, zicile, ce mai avem noi acum în acest sezon și ce ar trebui să consumăm. Pentru că știu, am văzut în reportaje, tu ne spuneai, întotdeauna trebuie să consumăm ceea ce este de moment, adică în acest sezon, da? Iarna ne spuneai că trebuie să consumăm rădăcinoase, dacă nu greșesc. Da. E firesc, pentru că de secole, de mii de ani, oamenii au mâncat ceea ce le oferea natura și e firesc să iei ceea ce este proaspăt, bun acum la moment oferit de mama natură. Nu aveau frigidere, nu aveau posibilități și tehnici care sunt astăzi și organismul uman s-a adaptat la acest mod de a consuma în sezon ceea ce este crescut acum. Primăvara, desigur că în top sunt verdețurile, primele care apar și apar la noi în Moldova chiar din luna februarie, urzicile și leuri, da? Sunt plantele pe care ne le oferă chiar flora spontană, fără mare grijă din partea omului. Avem în Moldova păduri frumoase, codre și chiar pădurici, fâșii, forestiere pe lângă localități ne oferă aceste minunate plantuțe. Aceste plante sunt și bogate în nutrienți sau pur și simplu le consumăm ca să nu murim de foame? De ce e neapărat nevoie să le consumăm în această, de fapt, primăvară? Sigur că te uiți așa leuri, dar ce ar putea conține de important? Da. Sau urzica, nu? Da, da. Mă bucur că voi ăștia de la televiziune chiar informați publicul și aduceți informația așa structurată și cu denumire de fiecare vitamină și te entuziasmezi când citești despre o plantă cât te conține și chiar te minunezi. Oamenii de știință până la urmă însă nu au înțeles chiar tot mecanismul pe care îl aduce și beneficiile care le aduce o plantă verde omului. În diferite perioade nu s-a atras atenția la anumite componente, cum ar veni, de exemplu, proteina care este în frunza verde. Și este foarte multă și în toate frunzele verzi este o proteină care ne suplinește cea pe care noi suntem obișnuiți să o luăm din alimentele animale, din produsele animaliere. Adică frunzele mai conțin aceleași proteine? Nu, pe sunt, care le găsim sunt în carne, alte proteine, dar le sunt, înlocuiesc? Nu le înlocuiesc, nu? Sunt niște proteine primare, cele din care organismul nostru s-a învățat și știe să construiască proteinele de care are nevoie. Pentru că atunci când consumă din cele animale, le descompune pentru a le face potrivite construcției de care are nevoie. Pe când din plante își ia materiale primare, cum ar veni niște cărămizele, noi nouțe, proaspete, oferite de soare, de primăvară și acestea sunt potrivite pentru construcțiile care are nevoie să le facă organismul. Vitaminele pe care le conțin, mineralele, astea le știm că sunt. Clorofila, de asemenea, are un aspect foarte important pentru că se compară în celula sa, în compoziția sa, cu celula de hemoglobină. Și este și de aceea sunt atât de benefice smoothie-urile astea verzi, da, pe care și tu da, le recomandai. Mai nou moda cu smoothie-uri ne aduce o modalitate de a consuma frunzele cât mai aproape de forma lor naturală.
fără prelucrare termică, un pic doar le mărunțim și în felul acesta le facem mai digerabile, pentru că sunt... Adică e mai bine să le consumăm în smoothie-uri, în paste, decât în salate? Sunt diferite modalități. În smoothie este foarte ușor, facil pentru organism să-și ia nutrienții pe care îi conțin aceste alimente. Pentru că este o formă deja semi, să zicem așa, adică, semi-procesată. Da, da, mai simplu. Mai ușor, mai nu trebuie ușor să se descompună, nu, da, nu să se, da, să, da, se digere. Da. Sigur că nu se face abuz să se treacă doar la alimente pasate, lichide. Pentru că obișnuim organismul să fie leneș. Sau leneș, de ce? Da. Nu dăm de lucru la mandibulă, la dinți și atunci poate suferi și această funcție. Însă un smoothie pe zi verde este o soluție extraordinar de potrivită și în special acum când apar verdețurile, este o modalitate de a încărca organismul cu acea energie de primăvară pe care ne oferă soarele și natura. Și chiar este bine să punem în ea urzica, putem pune pătrunjelul, care acum primăvara este foarte fraged și bun și plin de vitamine. Urzica și pătrunjelul au calciu. Au calciu care este necesar nou femeilor și pentru piele frumoasă și pentru oase și pentru unghii și este cum putem consuma urzica altfel decât știm? Există și alte rețete decât urzica preparată, știm întotdeauna cu apă fierbinte, altfel poate fi consumată sau din păcate nu din cauza celor ghimpi? Știi, ghimpii foarte... Eu am descoperit o rețetă pe care am citit-o la Cristela Georgescu pe blogul ei despre o salată de urzici cu suc de lămâie și am preparat-o, mi-a plăcut foarte mult și a fost o situație că o punguță de urzici a fost fără frigider, un pic s-a ofilit, un pic, și această urzică chiar nu avea nici un pic de țepi. Și foarte simplu și capătă și un gust așa mai, pentru că atunci când se deshidratează, alimentele își concentrează nutrienții și a căpătat un gust mai intens, mai pronunțat și a fost o descoperire a mea. Urzica un pic ofilită într-o salată, stropită cu suc de lămâie, cu ulei, cu puține condimente. Adică nu a fost preparată. Da, fără preparare termică. Asta și este sugestia, de a lăsa alimentele cât mai aproape de starea lor naturală, fără procese lungi de procesare, coacere îndelungată. În această perioadă se distrug nutrienții, de fapt, pe care îi are alimentul. Despre leuri, de ce ne spui, cum, dă-ne niște rețete, da? Acum, de primăvară, tu ești cu rețetele gustoase și sănătoase. Da, mai avem varză murată, care am pus-o din toamnă și este o modalitate de a păstra proprietățile acestui aliment și chiar învățații au stabilit că o varză murată are chiar mai multe vitamine. Da, vitamina C este, da, anume în varză murată, da, se conține mai multă vitamina C decât în lămâie sau decât și că din cea proaspătă chiar. Uite, este așa un paradox, să zicem, că se păstrează alimentul, să zicem că se prepară într-un anumit fel, că se murează, dar își modifică în modul pozitiv calitățile pe care le are. Și iată o varză care o mai avem încă murată din toamnă, o putem asorta foarte frumos cu o leurdă și în felul acesta leurda, cu gustul ei așa un pic poate picant, foarte puternic de usturoi, care poate ar speria copiii și alții, poate și pe noi fetele, că suntem așa mai cu gusturile puternice, poate mai reticente uneori, o leurdă tocată mărunt și amestecată cu ulei și cu o varză murată, ne dă o salată. Putem mai adăuga niște rădăcinoase, o sfeclă fiartă sau crudă și avea o salată complexă acum primăvara, când suntem dornici de aceste verdețuri, să le avem cât mai mult pe masă. Mai știu că tu recomandai să consumăm alimentele anume crescute la noi. De ce?
spuneai că nu e bine să consumăm ceea ce este adus de peste hotare, că e ceva cu energia noastră și energia plantelor și a legumelor și a fructelor. Da, dacă să mergem pe paliera cu energiile, desigur că suntem în aceeași undă cu natura, noi, chiar dacă ne depărtăm și noi orășenii, poate nu suntem în așa contact direct cu natura și cu solul, însă avem această legătură și ceea ce este din solul nostru, aceea și ne este potrivit. În afară... Adică nutrienții din fructele și legumele noastre se asimilează mai ușor mai în organismele ușor. Noastre, dar din fructele crescute aici, asta ne se potrivește să consumăm nouă? Da, asta aș zice, este un punct și aș mai putea menționa aspectul ecologic. Când vorbim despre ecologie, vorbim și despre o atitudine ecologică față de planetă în general. Ceea ce e crescut local, aceea nu se transportă la distanțe mari și aceea este o situație mai ieftină și mai ușor se suportă de către planetă acest consum al nostru. Când consumăm un aliment adus de mii de kilometri, care a zburat prin avioane, care... Deci, în felul ăsta ne sensibilizăm și noi la greutatea pe care noi o aducem acestei planete. Consumând local, ușurăm sarcina planetei de a ne hrăni pe noi. Mai zicem și despre că alimentele aduse, desigur că au și un termen mai mare și este un timp mai lung de la momentul când a fost colectat până la momentul când este consumat. Și desigur în această perioadă de timp își pierd și nutrienții. În afară de aceasta, pe parcursul transportării acestui timp, alimentul, ca să-și păstreze aspectul său comercial, da, desigur că este și este tratat și atunci fără chimie nu e posibil. Și noi, dorind să mâncăm ceva bun, de fapt consumăm niște chimicale care și așa le avem fără ca să le știm de unde le resimțim pe corpul nostru și ar fi bine să le excludem, iată, alimentele cât de buni ne-ar părea nutrienții din ele, cele care nu sunt locale, ar fi bine să le reducem, să le excludem și apoi și la buzunar ne bat. Legumele și fructele locale, ierburile, chiar primăvară, nu sunt scumpe. Dacă mergi într-o pădure, sunt chiar pe gratis. Și mai profiți și de timpul frumos și de natura care ne înconjoară. Și... Despre semințe, Stella, ce ne poți spune? Semințele, desigur că sunt o alegere și o găselniță, să zic, extraordinar de potrivită, pentru că... Dar, din păcate, uite, noi nu le avem pe toate, spre exemplu, semințele de chia, quinoa, nu se găsesc la noi. La noi este floarea soarelui, așa, doar... Semințe de in, da, nucele... Astea sunt bune. Da, dar că... se zice totuși că cele mai bune sunt, acum cel puțin în top, sunt quinoa și chia, nu? Da, se pot folosi și din astea, câte puțin. Ele sunt mai scumpe, însă nu trebuie să folosim o cantitate foarte mare. Deci își măresc foarte mult volumul în procesul preparării cu ele a diferitor rețete și câte un pic am putea diversifica dieta noastră zilnică cu careva semințe despre mai despre ce am vorbit noi mai devreme, despre ierburile de sezon, în ele mai pot fi adăugate și aceste semințe. Da, sigur că semințele sunt foarte potrivite la diferite compoziții de salată în care am putea aduna o semință și mai multe ierburi. În felul acesta obținem o salată nutrițional completă, o masă principală a zilei compusă din elemente simple, nu foarte scumpe, însă care ne îmbogățesc cu nutrienții de care are nevoie corpul nostru. Aș mai menționa pe lângă leurdă și urzică ce se mănâncă acum în sezon. În flora spontană mai există o multitudine de plante, este chiar și o direcție care se numește Bucătăria lui Robinson. Și... Nu, n-am auzit de asta. Ce e? Da, este o bucătărie în care se studiază și se utilizează plantele sălbatice din tradițiile pe care le au și în poporul nostru. S-a consumat foarte mult din flora spontană. Grădinile noastre, de asemenea, pot să ne ofere foarte multe soluții. O plantă extraordinară care acum o putem consuma primăvara este ocitocul. Noi o cunoaștem mai mult ca
o plantă decorativă, sedum gigantic, cum se mai spune. Sedum sunt niște plante cu frunze groase, așa, care le vedem noi în grădinile alpine. Și asta giganticum este așa un pic mai înăltuță, după denumire o să o poată... Cum se numește? Sedum giganticum. Sedum giganticum, bine, căutăm și vedem ce... Are un gust așa, un pic acrișor. Se găsește la noi. Este foarte popular în grădinile noastre de flori. Eu am citit despre ea vreo 4-5 ani în urmă. Nu e măcrișul, e altceva. Nu e măcrișul, da. Eu am citit vreo 4-5 ani în urmă despre ea și am mutat-o foarte frumos din răzorul de flori în grădina de bucătărie. Îmi place pentru că primăvara de vreme, iată acum deja o puteți culege în grădină și are niște frunze cărnoase și... Știu, e planta pe care am văzut-o la tine întotdeauna pe masă, care și... Nu, aceea e rubarba, aceea este boragul, despre care vorbesc. De asemenea, se poate cultiva ca plantă de chiveci. Am avut-o acum duminică la Vegan Show și am dat-o spre degustație vizitatorilor și toată lumea a rămas încântată. Pe lângă faptul că este o plantă pe care o folosim în bucătărie la salate, are chiar foarte multe beneficii și ca și urzica și leu, dar este inclusă în lista plantelor medicinale. Deci este bine să o folosim, are un gust plăcut, acrișor și este foarte roditoare și se găsește acum primăvara. Deja rubarba apare, așa. Deja toate plantele aromate, tarhunul, le putem culege, leușteanul, deja putem rupe câteva frunzulițe, adică grădina ne oferă o multitudine de plante. Eu zic să le spui telespectatorilor noștri unde te pot găsi mai ușor pentru, poate pentru a-ți cere sfaturile sau știu că mai scrii pe internet câte ceva, pe Facebook te pot contacta, sigur că da, pagina. Cei interesați, da? Pentru că vorbești foarte frumos, dar din păcate, uite că timpul nostru a expirat și nu mai avem timp să povestim mă tot. Mă bucur dacă am zis ceva interesant spectatorilor și îndemn să consumăm local, organic, de la natură, darurile pe care ne le dăm. Îți mulțumesc tare mult, Stella!